dintr-un tir soldat cu vătămarea corporală a unui biciclist. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate la pătrunderea într-o intersecție cu semn giratoriu din partea unui autotaxi cerulat de pe strada Primăverii și care la efectuarea virajului dreapta nu acordă prioritate și acrușează un biciclist ce rula regulamentar în sensul giratoriu. În urma coliziunii dintre autoturism și bicicletă a rezultat vătămarea corporală a biciclistului. În fapt, se va deschide un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din tur. Tânărul rănit în accident a fost asistat medical de un echipaj de la ambulanță sosit la fața locului. După ce medicii au acordat îngrijiri de specialitate la umărul drept, acolo unde s-a lovit în urma căzăturii, tânărul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Constanța pentru investigații suplimentare. Șoferul de 34 de ani care a provocat accidentul a fost supus etilotestului Dragăr. Gata. Ia după. Zero, da? Taximetristului a fost ridicat permisul de conducere pe perioada anchetei penale, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă. După finalizarea anchetei, bărbatul va rămâne încă 90 de zile fără permis pentru că nu a acordat prioritate în sensul giratoriu.